Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Fabrica. 30 de persoane au fost reținute în urma unor descinderi la punctele de trecere Sculeni și Leușeni. Este vorba despre 14 vameși, 3 polițiști de frontieră, 6 agenții economici și 7 șoferi. Aceștia sunt bănuiți de acte de corupție. Operațiunea a fost efectuată de ofițeri anticorupție și procuratură în colucrare cu Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră. La o lună după perchezițiile de amploare la Vama Tudoră și Palanca, de această dată descinderile au avut loc la alte puncte de trecere a frontierei. Din nou, este vorba despre un dosar penal de corupție, cu implicarea mai multor persoane. Potrivit CNA, investigațiile au început în ianuarie 2016. Dosarele au fost pornite pentru fals în acte, luare de mită, abuz de serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu. Au fost depistate mai multe acte de corupție, care se referă la primirea de către angajații serviciului Vamal a diferitor sume de bani pentru a nu documenta încălcările legate de folosirea carnetelor interbus. Întreprinderile transportatorii de pasageri, pentru a nu obține licența pentru rute regulate, cumpărau carnetele interbus și le foloseau fraudulos pentru a nu cumpăra autorizația de la ANTA. Ei știind foarte bine despre încălcările, deci depistând aceste încălcări, nu le-au actat, nu le-au protocolat după cum prevede legislația. Potrivit șefului Direcției Urmărire Penală a CNA, dovada actelor de corupție ar fi mai multe documente ridicate în timpul perchezițiilor, dar și interceptări telefonice dintre transportatori și vameși. Zumbreanu mai spune că suma mitei variază între 20 și 650 de euro. În total au fost efectuate 44 de percheziții în casele bănuiților, dar și în automobilele acestora. Din cauza descinderilor, vămile Leușeni și Sculeni au fost închise timp de 3 ore. Din această cauză, la intrare în punctul de trecere Sculeni s-au format cozi imense. Oamenii care au așteptat să treacă frontiera consideră că astfel de acțiuni trebuie să fie întreprinse mai des. Nu am putut să ajungem acolo. După câte am înțeles, sunt niște controle financiare. Mai des trebuie de făcut treaba asta și atunci nu o să mai fie treaba asta și o să meargă fluent mai repede. 40 de minute. Atâta timp cât lucrurile merg ok, sigur că e de salutat. Eu n-am avut de-a face cu niciun act de corupție aici la vamă, dar bănuiesc că sunt. Toată lumea vrea să fie corect, controlorii vamali să fie corecți. Serviciul Vamal a anunțat că a demarat 2 anchete de serviciu pentru a elucida toate circumstanțele. Anchetele de serviciu au fost inițiate pe fapt pentru a stabili implicarea sau posibilă implicarea a altor factori de decizii din cadrul serviciului Vamal. Operațiuni similare au avut loc și acum o lună, când au fost reținuți 28 de vameși de la punctele de trecere a frontierei Tudora și Palanca. Invitații emisiunii de astăzi cu care vorbim despre codul galben din vamă sunt Veaceslav Balacci, fost angajat al serviciului Vamal și blogger. Veaceslav, bună seara, bine ai venit la Fabrica. Bună seara. Vorbim cu Victor Alexiev, fost comisar de Dubăsari și Tighina, pardon, și șeful PSD România în Republica Moldova. Bună seara, domnule Alexiev, bine ați venit la Fabrica. Vorbim cu jurnalistul Constantin Olteanu. Bună seara, domnule Olteanu. Bună seara. Bine ați venit la Fabrica și cu directorul Credo, Sergiu Ostaf. Bună seara, domnule Ostaf. Înainte de a discuta cu dumneavoastră, vorbim acum la telefon cu Viorel Morar, șeful Procuraturii Anticorupție. Domnule Morar, bună seara! Da, bună seara! Vă rog să-mi spuneți din start cât de dificile sunt aceste dosare, ca până la urmă cei care sunt sceptici că le veți putea duce până la capăt, că dosarele acestea din vamă au o finalitate. Oricare dosar unde se este investigat o faptă de corupție este dificil. Din considerentul că există doi subiecte. Primul care oferă și al doilea care acceptă. De regulă, sau să-i spun eu clasic, organul de urmărire penală merge pe formula. Este un declarant, fie funcționarul public care declară despre actul de corupție din partea cetățeanului sau viceversa, când cetățeanul declară despre un act de corupție din partea persoanei publice. În cazul investigației de astăzi, atât procurorii cât și organul de urmărire penală Centrul Național Anticorupție am mers pe o altă formulă. Când am documentat atât colaboratorii serviciului Vamal, colaboratorii Departamentului Poliției Frontieră, cât și cetățenii, în momentul când se oferea bani și cineva primea bani pentru a îndeplini sau nu îndeplini atribuțiile de serviciu.
Revenind la subiect, lumea a observat sau cel puțin analizează numărul mare de rețineri din ultima perioadă, inclusiv la Vamă, și unii au dubii referitor la corectitudinea activității sau acțiunilor procurorilor, dar și a ofițerilor CNA, și spun că se lucrează mai mult la cantitate decât la calitate, iar după alegerile prezidențiale din aceste dosare nu se va alege nimic, iar lupta anticorupție a fost doar o mimare. Ce le-ați răspunde? Oricare acțiune poate fi privită atât pozitiv cât negativ. Eu nu vreau să intr în polemică referitor la argumentarea acțiunilor pe care le întreprind în calitate de procuror șef. Atunci când am câștigat concursul, mi-am asumat anumite obligațiuni, care vreau să le duc până la cap și vreau să le realizez. În caz contrar, dacă nu mi-ating obiectivele pe care le-am stabilit, eu trebuie să plec din funcția pe care am obținut un rezultat concursului. Sunt de acord că rezultatul activității Procuraturii Anticorupției nu sunt arestările care au loc, dar condamnările care urmează să fie, ulterior, expedierea instanței de judecată a dosarelor penale, precum și rezultatele sondajelor de opinie, care se demonstreze că cetățenii au perceput real sau un rezultat real al luptei împotriva corupției. Domnule Morar, și o ultimă întrebare, dacă mai sunt în vizor posturi vamale, dacă vom mai asista la rețineri și descindere. Asta nu pentru a avertiza și nu vă trebuie să ne dați și punctele vamale, ora la care veți merge încolo, dar asta pentru a ști dacă după data de 13 noiembrie se vor liniști spiritele în vâni. Da, vă mulțumesc că n-ați cerut și adresa unde o să mergem. De asta și spun, zic că nu am vrut să vă... Vreau să menționez că prin vizorul Procuraturii Anticorupție și a Centrului Național Anticorupție va fi oricare persoană publică care comite acte de corupție, precum și oricare cetățean care corupe funcționarii publici în exercițiu funcțiunii. Este o luptă grea, dificilă, dar vă asigur că procurorii anticorupției, precum și organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, va rezista și vom demonstra că suntem apți de a eradica fenomenul corupției. Domnule Murare, am uitat să vă mai adresez o întrebare, dar vă rog scurt, cei reținuți sunt vameși cu experiență, sunt specialiști noi angajați, dar aici când vorbesc despre experiență, nu neapărat vorbesc despre numărul sau despre anii pe care i-au petrecut în vamă, ci cât de des și cât de experimentați sunt în scheme. Au fost reținuți cei în privința cărora au fost probe, că au pretins sau au primit bani de la transportatori auto în momentul trecerii frontierii vamale. De regulă sunt persoane care au o anumită experiență în activitate. Am înțeles, asta am vrut să vă spun. La final nu-mi rămâne decât să vă spun Doamne ajută. Da, vă mulțumesc, dumneavoastră. Împreună cu toată societatea o să realizăm lupta împotriva corupției. Lumea așteaptă finalitate la aceste dosare. O să încep discuția cu tine, Veaceslav. Îți cunoști colegii, nu zic că ai fi făcut exact la fel cum au făcut-o ei. Cât de populară este această schemă cu transportatori? Pe de o parte, cu transportatorii de pasageri, fiindcă vorbim și despre o concurență neloială în raport cu cei care fac un business corect. Și cât de, în afară de popularitatea schemei, să ne spui dacă știi și câți bani pot aduce astfel de schemi vameșilor, dacă doar vameșii sunt implicați, cei mici, dacă sunt implicați și șefii, dacă vorbim despre polițiști de frontieră, cum câștigă și aceștia astfel de, cum ar câștiga bani din astfel de scheme? Da, din păcate, eu tot am scris pe blog, cred că din cel puțin din 2013-2014, inclusiv despre acest fenomen, transportul internațional, frauduloasă, să-i putem spune, de mărfuri și pasageri în Republica Moldova. Șeful Procuraturii Anticorupției tocmai a confirmat și din conferința de presă de azi, am văzut că am avut dreptate. Fenomenul cu adevărat exista și avem tot azi, tot prin aceste acțiuni și confirmarea de ce eu scriam pe blog și nimeni nu observa, pentru că din aceste scheme se hrănea, începând de la vame și polițiști de frontieră. Și sper investigațiile să continue. Am văzut și
ceea ce a zis reprezentantul Direcției Securitate Internă de la Vama. Și faptul ăsta mă bucură că caracterul acestor operațiuni este unul total. Deci nu este nici Vameșii nu-și protejează cum era anterior, chiar conducerea Vamei își proteja din interes corporativ colegii corupții. Acum se merge mai departe, deci nu este suficient s-a văzut că au fost ridicați acești oameni din Vamă, de mâine să vină alții și să continuă aceste scheme, bine, poate nu de mâine, că acum o perioadă toți vor fi șocați și speriați, dar după o perioadă. Am văzut că s-a zis că s-au inițiat anchete de serviciu pe fapt și inclusiv din ce reținuți astăzi sper că vor fi denunțuri ca să aflăm unde au ajuns banii inclusiv și mai sus, mai departe. Vreau, am întrebări foarte mari față de Ministerul Transporturilor și cei care controlează acest fenomen. Am întrebări nu doar față de Poliția de Frontieră, dar și Inspectoratul de Patrulare. Pentru că banii, toată lumea, inclusiv inspectorii de la patrulare, opresc aceste microbuzi care transportă mierea asta și se ling și ei pe degete, dacă am folosit expresia asta. Deci toată lumea se hrănea din aceste scheme de corupție și nu mă trebuie să spun, probabil și se hrănește. Deci polițiștii de frontieră. Practic, aceste coletării, le putem spune, apropo, este un fenomen doar în Republica Moldova întâlnit. Nu o să-l mai întâlnesc nici într-un stat din Europa. Sub paravanul acestei griji pretinse pentru moldovenii care lucrează acolo și pe spatele lor, apropo, ei, pentru că ei toți plătesc de la 1,50 € până la 3 euro de kilogram, sub paravanul acestei activități nobile, lumea transportă contrabandă, pentru că sumele, ați văzut, sunt de la 150 lei 20 de euro până la 650 de euro. Nimeni nu aruncă în vânt asemenea bani vameșilor că li drag de ei. De fapt, banii sunt plătiți pentru că încolo pleacă colete în Europa, înapoi vin pe lângă colete și mărfuri de contrabandă care ajung pe piață. Prafuri de spălat deja pe marginea drumului se vând. Anvelope uzate, piese auto din Europa, toate ajung pe piață fără să se achite taxele vamale. Motociclete de apă, uitați, spui. Mai multe, da, inclusiv și... Deci care este nu știm și ne sprimbla cu o motocicletă ce e furată din Europa. Da, au fost și cazuri de astea. Deci oamenii care muncesc acolo sunt furați dublu, pentru că ei plătesc aceste taxe transportatorului. Ei nici măcar licență nu au. Deci ei cumpără aceste foi de parcurs interbas, care se vând pentru transport ocazional, cum ar fi la o nuntă în Italia, cineva s-ar deplasa la ocazie. De fapt, sunt niște, este fraudat regimul de transport internațional, în afară de asta se aduce contrabandă în țară și banii ăștia care sunt scoși de pe spatele oamenilor care lucrează acolo sunt împărțiți între tot felul de funcționari și funcționari de rang înalt, de la Vamă, de la Ministerul Transporturilor, de la Poliția de Frontieră, de la patrulare, de la cine vreți. Asta trebuie să înțeleagă cei de acasă. Îi văzusem săptămâna trecută, cred că la proteste, au fost câteva în piață, că ei când sunt controlați, au și tupeu, nu aduc presa la ei acasă să vadă toată societatea cum își fac case în transportatorii ăștia nobili, ai noștri ajung cu case pe la, au cartiere întregi, ridicate în câteva luni. Deci, practic, pe spatele moldoveanului care muncește acolo, se fac acești bani. În afară de asta, rudele pe care îi lasă acești oameni care muncesc pe sticotare, nu-și primesc pensiile părinților, pentru că banii pe care îi achită ei nu ajung în buget din contul acestor licenții, transport, din contul acestor taxe vamale, iarăși ajung în buzunarul corupților. Și în afară de asta, poate este cel mai grav, dincolo de prejudicierea din buget, prejudicierea bugetului de stat, paravanul ăsta este folosit inclusiv și, am văzut, inclusiv și în luptă politică, adică sunt niște artificii extraordinare în spațiul public de a face legătură cu anumite reglări de conturi. Adică, vedeți și de vulnerabil, sărmanul, infractor, contrabandist, că este persecutat de procurori. Și iată, mai nu se fac eroi din acești bandiți. Am văzut, în cazul în care există
interceptări ale discuțiilor telefonice, în situația în care se găsesc banii la Vameș. Nu știu cum mai pot fi făcuți eroi din Noi o să revenim la acest subiect, fiindcă vreau să vorbim și de finalitatea acestor dosare, în ce măsură chiar vom vedea toată schema distrusă, în ce măsură... Și bani la buget. Și bani la buget. Eu, în primul rând, văd și unii nu realizează acest lucru, concurența neloială față de cei care au un business corect, care plătesc la licența, fie pentru transportul de mărfuri, dar să ne gândim și la faptul că acești transportatori pe lângă mărfuri mai duc câte 4, 5, 6, 10 oameni pentru care nu au asigurare, care nu au nicio situație. Cazuri când sunt accidente rutiere grave, lumea își pierde viața din cauza... Domnule Alexeev, mulți vorbeau că de fapt vor trece alegerile prezidențiale, că se face doar de dragul, guvernarea face doar de dragul candidatului pe care l-a înaintat. Am văzut, Marian Lupu s-a retras din cursa prezidențială, dar nu s-au retras și, între ghilimele a spus, și nu s-a retras și lupta anticorupție din VAM. Nu cred că aceste lucruri sunt făcute de dragul cuiva și de imagine, fiindcă îl cunosc, prin surprinde foarte bine pe șeful serviciului Vamal, pe domnul Vrabie. Eu cunosc la momentul dat niște dedesubturi de acolo că, într-adevăr, acest serviciu va fi schimbat, fiindcă va fi schimbat și vor fi luate cadre noi și oneste. Fiindcă această caracatiță care vine din adâncuri, de prin anii 97-98, aceste scheme sunt de 18-20 de ani. Și e drept, Vecislav, când aceste colete au început a apărea în vamă, trebuie reglementat. Sunt mai multe aici chestii care trebuie reglementate, fiindcă mai este o categorie aici de transportatori, care se poate vorbi de ei separat, care nu duc nimic în afară de pasageri. Și mai ales acei pasageri care duc la Vaslui, Iași și București pentru perfectarea pașaportelor, aceia tot îți puși într-o situație că trebuie să scoată banul. Bine, de ce? Duc și țigări în afară de pasageri. Nu mai duc țigări. Vecislav, termină cu negativismul ăsta, că nu e chiar așa. Iar dacă ne întoarcem la serviciul Vamal, aici nu e chiar așa. Îți spun încă o dată. Eu am stat de vorbă. Aceștia n-au ieșit la protest. Știți ce paradox? Când a fost acest protest, toți transportatorii care se ocupă de transportarea cetățenilor care își perfectează actele n-au ieșit la protest. Da, cei care au de ascuns ceva și stem. N-au ieșit la protest pentru că nu-i susțin pe ăștia, ca ăștia să cei mai mari. Au ieșit ăștia care au ceva de ascuns. Da, care au ce. Și am participat la mai multe operațiuni în anii aceia, unde am reținut Vameș, am reținut, să zicem așa, foarte multă marfă de sume foarte importante pe timpurile acelea. Am ajuns la niște sume peste 90 de milioane de dolari pe timpul lui Lucinski. Ca pe urmă să ajungă procurorii să vii să-i elibereze pe infractori curat din penitenciar. Reținuți pe câteva ore și reținuți. La momentul dat, tot aceea ce am văzut și săptămâna trecută și acum, socot că domnul Vrabie bine știe lucrul și va face tot pentru aceea ca serviciul Vamal să fie într-adevăr un serviciu, și aici toate serviciile care deservesc frontiera țării și poliția de frontieră și poliția de patroare, ați văzut că au fost și acolo rețineri, vor face tot ca cu adevărat acele persoane, în afară de cetățenii Republicii Moldova, dar acele persoane care traversează frontiera de stat să nu se confrunte cu actele de corupție, fiindcă avem o veste foarte proastă peste tot. Și în Franța o avem, chiar de la francezi, și în Germania, de la nemți și tot așa. Avem o veste foarte proastă, fiindcă suntem
o frontieră care este spartă din toate părțile și are numai borți. O să revenim, domnule Alexeev, la acest subiect. Domnule Olteanu, voiam să abordăm puțin partea economică. Cât de bună această luptă anticorupție în vamă, dar din aspectul lipsei unei concurențe corecte în Republica Moldova, atunci când unii fac un business corect, iar alții prin diferite parandărături și prin mită știu să facă, să ocolească concurența. Din câte am înțeles, domnul Morar a făcut referință în special la utilizarea acestui certificat Interbus, și ceea ce înseamnă că este vorba despre transportul de pasageri. Despre colete n-am auzit să se vorbească, deci ar fi cazul să vorbim în primul rând despre obiectul acestor investigații și acestor implicări ale CNA-ului în activitatea vamei de azi. Tot domnul Morare spunea că unul dintre acești doi, cel care a dat mită și cel care a, dat, care a luat mită, este, ar fi declarantul. Eu încerc să am un îndoiel că unul dintre aceștia ar fi putut să declare, ar fi fost în stare să declare că unul a dat sau că a luat mită. Eu cred că este vorba de un al treilea. El, acest al treilea, ar fi mai degrabă cel al căror business este atins prin activitatea acestor microbuze care duc pasageri. Este vorba de transportatorii cu acte în regulă, de transportatori, de cei care duc pasageri cu autobuzele și autocarele. De fapt, acest certificat Interbus anume face referință la autobuze și autocare și în niciun caz nu este folosit cuvântul microbuz sau, mai știu eu, unitățile astea de transport care au 5 sau 9 locuri. Deci, utilizarea microbuzilor, că așa am înțeles că despre microbuze este vorba și în aceste rețineri și este un element care nu este prezent în, cel puțin în acest acord pe care l-a semnat Republica Moldova în 2007, la care a aderat Republica Moldova în 2007. Sigur că moldovenii sunt un spirit extrem de întreprinzător și ei găsesc întotdeauna niște nișe în care să-și plaseze activitățile. Da, prin aceste servicii de transport pasageri se aduc prejudicii celor care prestează acest serviciu la modul legal și se aduc prejudicii bugetului pentru că nu se achită taxele cuvenite în buget. Se aduc, prin urmare, prejudicii cetățeanului, că cetățeanul nu beneficiază de ceea ce decurge din buget în favoarea cetățeanului. Dar cred că nu este doar problema, nu trebuie rezolvată doar prin a merge în vamă, a pune cătușile cuiva și a ieși într-un buletin de știri pentru a raporta uite ce s-a făcut astăzi. O să revenim la această abordare, domnule Olteanu. Domnule Ostav, de ce până acum nu am văzut o luptă cu acest fenomen în vamă? Nu a existat brusc, a apărut acum când s-a schimbat guvernarea sau nu a dorit? Fie că e vorba de foștii prim-ministri, fie că ar fi vorba despre alte cercuri de influență. Într-adevăr, pot fi câteva ipoteze. O ipoteză că cei care au administrat, au gestionat aceste instituții publice n-au vrut sau n-au avut intenția aceasta să construiască o legătură de responsabilitate de activitate instituțională între instituția VM, instituția CNA, instituția Procuraturii Anticorupție și cetățeanul. Adică contribuția acestor instituții la crearea unui regim bazat pe drept și pe respectarea dreptului nu a fost realizat. Acum, domnul, asta poate fi o explicație. A doua explicație poate fi că a existat o influență politică asupra acestor instituții, ca aceste instituții să nu se ocupe de această problemă. Deci pot fi aceste două ipoteze mari. Acum, poate că au existat ambele ipoteze în aceeași măsură și acum această abordare nouă cred că
cel puțin arată faptul că instituțiile s-au apucat de treabă și deocamdată nu avem semne dacă există influență politică. Politicul ar fi, nu ar fi de acord cu aceste acțiuni a instituțiilor sau nu. Deci, haideți să vedem ce va se va întâmpla. A spus domnul Mărar că, de fapt, când sunt doi sau trei indicatori de evaluare a succesului acestor acțiuni. Eu aș adăuga, de fapt, încă doi indicatori, nu doar percepția cetățenilor și numărul de condamnați. Dar al treilea indicator important, și mai este în cap patru, al treilea indicator important este care este contribuția, adică readucerea în spațiul public a bugetului și a contribuțiilor vamale, fiscale și așa mai departe, de pe urma acestei activități. Adică care a fost valoarea acestei industrii? Impactul. Da, care a fost valoarea acestei industrii? Da. Pentru că am avut, deci, practic, abuzul de utilizare incorrectă a serviciilor de transport. Da. Haideți să vedem care este amploarea acestui fenomen și urmarea acestei activități. Cu cât se va descrește această activitate? Domnul Ostaf, luăm o scurtă pauză publicitară, îmi spun colegii din regie că am luat din timpul publicității, dar revenim la discuție despre lupta anticorupție, dacă poate fi dusă până la capăt sau vom vedea doar câteva dosărașe ulterior puse pe raft frumos. Se mai schimbă președintele și uităm de lupta anticorupție în Republica Moldova. Revenim imediat. Rămâneți cu noi. Am revenit în studio, domnule Ostaf, vorbeam de ce nu s-a dorit până acum, se vrea acum sau altul ar fi motivul. Brusc a înflorit corupția în vamă de la numirea noului șef și de la schimbarea... Acest fenomen, cu siguranță și lumea confirmă și în acest platou și în afara platoului, că acest fenomen a existat și a fost unul pus pe roate, cum ar fi. Înainte vorbeam despre servicii, se pare că același lucru există și în ceea ce privește trecerea ilegală a frontierii, a mărfurilor, din care există anumiți oameni care beneficiază. Toate acestea, și asta vă spuneam că e important că Procuratura Anticorupție și CNA-ul, direcția respectivă, trebuie să facă o apreciere cam care este transferul ilicit a serviciilor, a mărfurilor și cât nu percepe urmarea acestui transfer sau acestei circulații ilicite a mărfurilor și serviciilor bugetul public și cât ne costă aceasta în sensul în care nu putem contribui la investiții pentru tineret în anumite programe și așa mai departe. Deci, în sensul acesta, și asta este un alt indicator important, de asta spuneam că pentru domnul Orar, pentru domnul director la CNA Vrabil. Și serviciu analitic de acolo, ca să explice oamenilor cât de fapt ei au reușit să pună în buget înapoi că programele acestea să meargă pentru tineret, pentru familii, pentru pensii, pentru dezvoltare, infrastructurii și așa mai departe. Asta este un indicator. Eu aș spune că poate că este chiar mai important decât numărul de condamnări. Pentru că doar condamnările ar putea să creeze în societate o percepție de frică. Deși trebuie să condamnările să fie acestea. Dar până la urmă, nu doar asta contează. Că asta a fost cum ar fi o mică contribuție a mea și eu sunt sigur că ei înțeleg, dar ar trebui să accentueze mai mult și acest aspect activității, plus justificarea bugetelor pe care ei folosesc. De exemplu, sunt 50 de procurori de corupție, dar au readus în spațiul public, în bugetul public, de exemplu, 50 de milioane de lei pe apă persoană. Știți, domnul Ostaf, pozitiv. Mai există o parte a monedei, da. Deși spunea Vyacheslav că acești antreprenori își ridică casa în câteva zile. Știți, cum spuneați dumneavoastră de percepție, unii ar putea zice, uite, sărmanii oameni câștigă cum pot, mai duc ei câte un colet. Dar ce e atât de strașnic că a dus un colet? Mare treabă. Și atunci ar trebui, cum spuneați dumneavoastră, de explicat că, de fapt, treaba este una destul de gravă și, la urmă, fie copiii, fie chiar ei înșiși vor avea de suferit. Absolut de acord. În sensul acesta, eu știu că există un regulament care impune controlul comportamentului și modului de viață a fiecărui funcționar, în special cel care intră în contact cu oamenii. În serviciu vamal ar trebui să existe un serviciu, și asta este în lege cu privire la integritate publică, un serviciu care monitorizează modul de viață a lucrătorilor, există, a funcționarilor. Există securitate, își fac deci, treaba bine. De ce atunci, în sensul acesta, nu sunt depistate? Pentru că să așteptăm că presa de investigație se publice acestea, și asta trebuie să fie. Dar trebuie să o facă și serviciu intern care se corect. Nu într-o zi, nu într-o lună, și nici în 10 luni, fiindcă uitați-vă, toate rădăcinile astea de caracatița asta sunt date drumul, v-am spus, de 18-20 de ani. Vă aduceți aminte când prin
vamele, era un serviciu special în vamă și Vecislav trebuie să-l cunoască, care se uita care vamă astăzi o umplem cu 100 de tiruri, dar erau 100 de pachete de documente. Și se fura. Republica Moldova, pe timpul guvernării lui Filat, 3 ani de zile, o trăit fără TVA, fiindcă tot TVA-ul a fost furat. 3 ani de zile. Se întorcea din buget. Zi de zi. Se fura TVA-ul și îl fura Balitski cu Filat și cu tot clica lui de pe atunci. Și atunci noi să vorbim în ziua de azi, când de-a lungul acestor ani s-au fraudat, s-au furat și s-au furat banii cash, nu mai spunem că se făcea contrabandă. Noi spunem despre TVA-ul care se fura, care prin documente false... Export fals și se întorcea. Deci aia lui domnului Vrabie, procurorilor de la anticorupție, le este foarte greu acum ca tot acest nod și tot acest ghem să-l desfacă fir cu fir, să le aranjeze pe masă. Și eu sper că în scurt timp, nu cred că într-o lună, două, în jumătate de an, poate într-un an, o să avem niște cifre care o să bucure toată populația. Dar referitor la frică, că în societate se creează o senzație de frică, dar cine pentru ce sisteme? Pentru ce steamă? Din potrivă, trebuie să ne bucurăm că în sfârșit au început să lucreze organele de stat. Și acum noi ne bucurăm și de alte organe de stat care lucrează, dar acum ne bucurăm de aceea că și Serviciul Vamal și Procurorii Anticorupției și societatea civilă au ajuns la un numitor și merg la o conlucrare sănătoasă și uitați că sunt niște dosare penale care sunt bine documentate. Documentarea merge numai pe aceste cazuri care astăzi au fost din ianuarie 2016. Ianuarie. Dar să nu uităm că este o documentare foarte serioasă. Și eu poftim? Eu tare aș vrea să văd documentarea din 2009 până în 2013. Din 2009 aici e foarte interesant, fiindcă aici în comun cu fiscul actual, Serviciul Fiscal de Stat, și cu Curtea de Conturi, ar trebui să verifice acele exporturi ilegale. Revenim fiindcă aici, nu că 19 ani să șeri acum, dar nu știu dacă îi ajungi încă o viață. Ați spus despre vechea guvernare, ați pomenit numele fostului premier Filat și vreau să te implic din nou în discuție, Vecislav. A fost un moment așa de cotitură în lupta cu transportul ăsta de colete. Bine, poate mai trimitea omul în Italia sau cum îi place să zică moldovenul, la Italia, niște cașcaval, niște brânză, niște hering sărat, ar putea fi. Atunci parcă încercau să schimbe legislația, să fie legea egală pentru toți și nu știu cum fostul premier a schimbat brusc macazul, așa cum a fost schimbat macazul și atunci când venea vorba despre vămuirea automobililor mai vechi de 10 ani, cu numere de prin altă parte, și vinieta 365 de zile și vedem ce avem. Da, aici trebuie să facem o delimitare clară, pentru că este un element de populism electoral, în primul rând electoral, că am avut o perioadă de alegeri anticipate și fosta guvernare, în sensul fostului prim-ministru, a încercat să speculeze. Am agenda, în primul rând, oamenii care lucrează în afara țării. Evident, nu era pro-european, nu se conducea după valorile europene, nu ni le promova. Moldova aici, fără sărăcie, nu mi-amintesc exact al cui slogan era. Sub aceste valori numai nimințe. În Republica Moldova noi avem o obișnuință de a acomoda valorile europene specificului național. Aici se încerca să se speculeze politic fără a explica oamenilor ce se întâmplă. Pentru că favorurile pe care le-a făcut fosta guvernare nu le făcea pentru bieții moldoveni care lucrează acolo și își lasă copiii acasă. Le făcea pentru acești intermediari, pentru acești banditi, transportatori. Corect. Pentru acolo a fost efectul. Că nu cred că omul care plătea 1,50 euro, 3 euro de kilogram în 2008, acum plătește 50 de cent sau după ce a făcut Filat asta. Tot plătește bănuții ăștia. Și iar o să mă repet ce spuneam în prima parte a emisiunii. Nu ajung în buget ca să-i asigure condiții bune copilului lăsat aici la grădiniță, dar ajungeau în buzunarul lor. Și încă un element important de explicat oamenilor de acolo. Am văzut că sunt vizate Leușeni și Sculeni, principalele porți spre vest. Oamenii lucrează în Europa. Nu știu dacă și închipuie ei, nu, de fapt sunt sigur că știu piața europeană. Acolo nu ți se permite să
achiziți fără a primi bon fiscal, adică nimeni nu se apucă să facă lucrul ăsta. Aici nu putem, dacă ei lucrează acolo și văd cultura asta juridică acolo, nu că cineva admite că îi face guvernul un cadou, hai tu nu o să achiziți pentru, nu o să plătești taxe pentru activitatea asta. Pentru cei de acolo trebuie să fie cel mai ușor să înțeleagă ce se întâmplă și chiar să lupte pentru asta. Atunci când plătești transportatorilor, chiar și biletele de transport, trebuie să ceară bon, în primul rând ei trebuie să ceară bon fiscal. Să asigure că are o licență, că să nu-și piardă viața împreună cu copiii, așa cum se întâmplă pe acest parcurs. Este cel mai important. Și iarăși am discutat în prima parte de ce s-a mers pe segmentul ăsta de speculație. Cum să vrei să faci ordine dacă ți-aduce bani treaba asta? Nu vreau să fac cumva să fie interpretat că încerc și eu să speculez cumva sau să acuz pe cineva pe nedrept, dar putem face o analiză. Instituțiile care au fost abilitate și sunt abilitate să facă ordine, care acum s-au activizat, cei de acasă singuri pot să răspundă la întrebarea asta. De ce nu s-a făcut nimic? Pentru că ele aduceau bani. Am văzut, au fost ridicați vameși și nu numai ăștia care au fost ridicați azi. Sper că serviciul alți clarifice unde mai sus ajung pentru protecție banii ăștia. Cine administra vama? La cine ajungea? Exact la conducerea guvernului. Cum așteptăm noi că fostul premier Filat sau fostului șofer Balițchi, că mâna lui dreaptă care l-a pus la vamă, să vrea să facă ordine și să refuze aceste sume de bani care lunar îți suplinește cash pe spatele, iar așa moldovenilor care lucrează peste hotare. Cum am zis, nu cred că cei de peste hotare au simțit că atitudinea asta, că, bine, paradoxul și poate cinismul situației a fost de așa natură că pe spatele acestor oameni, care culmea și au votat fosta guvernare, au adus voturi, ei au fost și furați dublu. Am explicat mecanismul. Adică o să facem, și cei de acasă pot să facă un test. Oricum nu o să dispară fenomenul ăsta. Eu sper că el să devină unul legal. De mâine, după aceste operațiuni. Nu cred că o să majoreze taxele. O să vină alții care o să presteze servicii legale, care o să-și ia licența, o să plătească în buget și atunci o să... Ceea ce spunea foarte bine domnul Ostaf, atunci când îți vine suplimentul la pensia tatălui pe care l-a lăsat acasă și înțelegi că iată ăștia din bănuții ăștia pe care îi trimit eu sau prin Western Union, sau prin banii ăștia care achit eu coletarului sau pentru biletul ăsta, care ajung în buget și ajunge, iată, ăsta e meritul meu. Nu ajung în buzunarul bandiților, dar în buzunarul părinților și în grădinițele unde își învață copiii lăsați acasă. Eu vreau să mă implic în discuție pe domnul Olteanu, fiindcă domnia sa era sceptic la un moment dat sau și-a încheiat primul gând cam sceptic și atunci voiam să mă întreb, de ce actuala guvernare ar vrea să lupte cu schemele care aduc bani, din care s-a hrănit vechea guvernare, care a căutat tot felul de tertipuri ca să anuleze, ca să ia mâine, ca să tergiverseze anumite procese care trebuiau implementate, trebuia tăiat în carne vie și de mers dur cu reformele, nu de mimat. Vechea guvernare n-a atins acest fenomen, bănuiesc din cel puțin două motive. Unul, a avut interese materiale. Al doilea, nu a vrut să atingă niște oameni, niște cetățeni care în anumite perioade se numea electorat. Mai bine, fără conflicte, se crea un confort așa printre cei care prestau servicii din astea ilegale și totul era ok. Actuala guvernare, prin acțiunile pe care le întreprinde, ar însemna că ar putea avea sprijinul pe care îl pretindea și vechea guvernare, sprijinul cetățenilor, dar nu prin a lăsa ca lucrurile să curgă de la sine, așa, dar prin a institui o oarecare ordine, inclusiv pe segmentul despre care vorbim astăzi. Eu vreau să revin, vă rog, la acele cătușe, care spuneam că ordinea nu se face doar prin a pune cătușe în vamă. Se spune că perioada aceasta de investigație a început undeva în ianuarie și a sfârșit, sau cel puțin astăzi au urmat aceste rețineri. În perioada aceasta, în iulie, pe 21 iulie, au fost niște controle în aceeași vamă Leușeni,
unde au fost prezenți viceministrul transporturilor Bucătaru, au fost prezenți reprezentanții ai Inspectoratului Național de Patrulare, Agenția Națională de Transport Auto, Poliția de Frontieră. S-au dat și atunci reportaje că s-au scos niște numere de înmatriculare, s-au suspendat chiar pentru o perioadă de 30 de zile sau pe 3 luni, s-au aplicat niște amenzi de 2-3 mii de lei, ceea ce însemna că se vrea să facă ordine, dar nu s-a făcut. Mă întreb de ce rămâne doar CNA-ul singur în lupta împotriva corupției și de ce nu au urmat anumite efecte după implicarea tuturor acestor structuri în, se spune, lupta contra corupției. A fost niște acțiuni formale sau aceste instituții pur și simplu nu au capacitatea de a schimba lucrurile, de a eradica corupția? De atâta zic că cred că e puțin efort, doar efortul Procuraturii Anticorupției, doar efortul CNA-ului. Trebuie să ne deranjeze la fel de mult ca și mita care se dă în vamă, trebuie să ne deranjeze la fel de mult și mașina cu detergenți care stă în fața unei alimentare și care vinde liber detergenți din Germania. De ce n-am văzut să-i deranjeze nimeni pe acești oameni? De ce nu ne deranjează faptul că se vând fel de fel de mărfuri aduse de peste hotare? Dar cum au venit mărfurile cele? Sunt pline pețele, nu în cap. Nu mai avem teritorii pentru pețe. Nu mai avem pământuri pentru pețe. De ce nu deranjează pe nimeni? Cred că lucrurile trebuie privite în complex, dar nu doar între ora 7 dimineața și ora 5 seara în Vama, Leoșeni sau Sculeni. Am înțeles, domnule Olteanu. Domnul ăsta sceptic, domnule Olteanu, purtând de lupta anticorupție, dar per total, nu pe o anumită dimensiune, pare perfectă dreptate, fiindcă atunci când e la fel de vinovat și cel care vinde detergent în fața blocului adus din Germania ilegal, ca și cel care transportă colete și face control, care le aduce și câștigă, este la fel de incorrect în raport cu acel agent economic care plătește taxe statului. Dacă îmi dați voie, eu am să mai adaug ceva. Vă rog. Să ne întrebăm de ce pasagerii aleg microbuzul să meargă în... și nu merg la autobuz. Pentru că e mai ieftin? Pentru că are condiții mai bune? Pentru că oprește acolo unde vrea el? Și își riscă viața. Totuși sunt niște... Da, cu toate riscurile, că sunt riscuri mari. Totuși pasagerii aleg acest mijloc de transport. De ce? Fiindcă probabil cei care prestează acest serviciu legal nu îndeplinesc niște lucruri pe care și le-ar dori pasagerii. Exact. Eu cred că domnul Olteanu mai degrabă punctează încă alte zone de îngrijorare și e un exercițiu important să fie punctate toate zonele sau toate situațiile generice problematice. Acum, într-adevăr, dumneavoastră mi-ați pasat o întrebare în sensul, dar ce trebuie să facem, așa încât să prevenim, nu doar să lucrăm pe anumite situații concrete, individuale și să combatem fenomenul acesta prin mediul trimiterii unor persoane în instanță de judecată, acuzații, dar cum schimbăm sistemul acesta și îl facem mai transparent, mai clar, mai previzibil, mai legal, să intre în circuitul legal și eventual să fie deschis în continuare pentru activități comerciale de transportare a mărfurilor și a serviciilor. Cred că aici trebuie să gândească nu doar situația asta trebuie să fie gândită nu doar din perspectiva condamnării și tragerii la răspundere și restabilirii unor reguli scrise, dar și felul în care este organizat întregul proces. Ca să fie totuși simplu, de exemplu, dacă un microbus, nu știu, microbus traversează vama și are o anumită licență care de anumită natură, ea trebuie poate fi scanată, poate fi verificată cumva automat și văzut dacă acest autobuz într-adevăr se conformă. Deci trebuie gândite toate aceste elemente, dar poate că trebuie de făcut o preînregistrare a celor care cum transportă, fie că cetățeni, fie că marfă, ca să fie mai ușor fluxul acesta gestionat și văzut dacă sunt anumite greșeli. Deci în zona aceasta eu cred că trebuie să gândească din perspectiva facilitării și cursii sau fluidității transportului cât mai
mai mari și atunci, dar și unui grad mai mare de transparență pentru ceilalți, cei care investigează situația, ce fel de marfă, servicii sau pasageri adică circulă prin intermediul acestor puncte de trecere vamală. Deci eu cred că în sensul acesta trebuie gândit și soluții de facilitare, transparentizare, deschidere. Eu, de exemplu, și acum foarte greu găsesc anumite informații vis-a-vis de cât de mult s-a importat. Se vorbește despre detergent care se vinde peste tot, o bună parte din acest detergent este adus din afară. E posibil de estimat simplu cât se vinde și cât populația are nevoie de detergent, dacă vorbim despre detergent în Republica Moldova, și cât oficial se importe sau în Moldova nu se produce detergentul respectiv. Și de văzut această decalaj diferență. Eu vorbesc acum despre faptul că trebuie gândit și soluții pentru nu a închide frontiera, nu a îngrijora oamenii care trimit anumite lucruri din afară încoace, dar trebuie să fie creat un regim foarte deschis, facil, transparent, dar corect și just, cât pentru producători din Moldova, cât pentru cei care importă legal aceste bunuri. Știți, domnule Staff, da, am avut un proiect foarte bun în care au vrut să-l implementeze. Pe de o parte, l-au implementat cu bani frumoși de peste hotare. Unele părți funcționează bine, aici mă refer la e-guvernare. Un program mare, scump. Și atunci ajungem în 2016 și vorbim cu dumneavoastră despre digitalizare, ajungem în 2016 și vorbim despre o e-guvernare calitativă, care ar fi schimbat într-o oarecare măsură. Dar există sistemul SQ The World la vamă, e cel mai performant din lume. S-a implementat, dar nu știu cum se face, că nu toți au acces și tot timpul trebuie vorbim... Trebuie să vrem să le folosim. Nu, dar există acum statistică privitor la importuri și exporturi pe diferite categorii de marfă. Sigur că există informație. Deci eu pot acum să văd cam cât se vinde în piața, cum a spus domnul Olteanu, în piața asta care se află în centrul Chișinăului, să văd care e volumul de vândut și cât s-a importat și să constată acest decalaj. Mai dificil. Este toată analitica la vamă accesibilă okay. În orice moment. Ok, atunci asta e problema mea, că trebuie, eu nu m-am uitat peste trebuie, asta, dar trebuie să vadă... Bine, trebuie să recunoaștem... Este informație de uz intern. Vama o țin închis nu. Și dar acum vedem în și din ce cauză. Dar ce înseamnă de uz intern? Ce înseamnă de uz intern? Pentru că... Spune că este secret comercial a agenților economici. Eu nu vorbesc acum despre cine a importat. Eu vorbesc acum despre volumele importate. Și atunci pot să faci anumite comparații, să pun niște semne de întrebare cu Ministerul Cutare, Ministerul Cutare... Și la statistică sunt cifre. Da, dar sunt foarte greu de accesat acele cifre la statistice. Da, și domnul Olteanu poate confirma aceste lucruri. Apropo de cifre, până recent aveam situația în care mărfurile într-o anumită cantitate veneau din România, Republica Moldova și nu ajungeau la noi. Adică mărfurile de contrabandă dispăreau prin falsificarea de acte. Adică, dar dacă noi nu avem aceste informații disponibile, noi nu puteam calcula, de exemplu, de calcula care este produsul intern brut. Pentru că asta este formula de calcul. Sau nu putem vedea, de fapt, care sunt alți parametri importanți, cât se consumă, care sunt veniturile și cheltuielile populației, pentru că informațiile acestea sunt foarte facile. Domnul Staff, câteva minute mai avem până la finalul emisiunii. Mai am o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cât de important este totuși și dacă o va face guvernarea să ducă această luptă până la capăt, o luptă anticorupție, să nu ne trezim într-adevăr în data de 1 ianuarie 2017, că totul este bine și frumos, iar în 2018, când din nou vor fi alegeri parlamentare, guvernarea să reia această luptă anticorupție. Eu, în cunoaștere de cauză, vreau să vă spun că în ultimul timp acei funcționari care au fost numiți în posturi de către noua guvernare s-a schimbat radical în aceste instituții comportamentul subalternilor. Fiindcă mai mulți subalterni din diferite instituții, am vorbit cu ei și au spus că, slava Domnului, nu-i mai aduce aminte de la ce partid sunt și ce partid guvernează, nu se pun niște taxe care trebuie să le dai la partid, dar la vama așa era. Erau în fiecare zi, fiecare vameș avea planul lui care trebuie să-l ridice sus, în plic, cu astea, cum îi zice, cu cauciuc sau care și cât trebuie să dea. Și aveau o taxă, în dependență dacă respecta aceste taxe, era promovat și ridicat în posturi, care deja l-a obligat pe dânsul să numere bani, dar nu să-i ducă. Înțelegi? Dar eu vă spun de diferite instituții.
niște oameni care s-au dedicat viața în aceste instituții și au spus că la momentul dat, slavă Domnului, nu mai avem nicio tensiune la nivel de conducătorul care a fost numit. Ne facem treaba. Am înțeles, și așa și cer de la dânșă. Domnule Olteanu, dar foarte scurt. Eu cred că... Dacă o vor face și cât de important este să o facă. Eu cred că este necesar să o facă pentru că țara asta are nu numai vameși, dar are și pedagogi, are și elevi, ei trebuie să învățați, trebuie să vină totuși o zi în care Creta o va cumpăra școala de nou învățătorii, iar lucrul să se face din banii, din buget, iar în buget banii din inclusiv din vamă și din cei ce plătesc, cei care prestează servicii, inclusiv... Vecislav Scurtă. Dacă nu o să reușească, mi-a plăcut cum a zis domnul Morari, dar în cazul în care nu-și îndeplinește promisiunile, pleacă din funcții. La fel și guvernarea. Vede care este ratingul și situația fostei guvernări. Nu cred că atunci când faci un show de asta și rămâne la nivelul de show, nu este continuitate. Nu există, se opresc aici până în campanie electorală, nu sunt condamnări. Banii ăștia care... trebuie să ajungă în buget, nu îi resimte omul, nu îi simte pensii, salarii, situația din școli, atunci efectul este zero și mai este ceva important. Partenerii noștri externi nu mai sunt atât de naivi. Nu o să mai putem prosti prin formule și declarații frumoase. Ei așteaptă. Vama dă 70% din buget. Ei la anul, vă asigur, o să aștepte și FMI-ul și Banca Mondială, cu toții se aștepte, dar unde faceți reforme, luptați corupția, cum zicea bine și domnul Ostaf, unde-s banii? Trebuie să fie în buget. Show-ul trebuie să continue sau nu tanti corupția? Sigur, trebuie să continue, dar aș vrea să fie mult mai vizibilă și explicată cetățenilor. Eu aș vrea să văd, uite, din momentul în care am venit noua administrație la vamă, noi am depistat 15, de exemplu, procedee de evaziune fiscală. Mai există în opinia noastră, încă 3, 4, 5 zone de îngrijorare. Și noi o să lucrăm cu aceste zone. Deci asta aș vrea să fie un mesaj de principiu. Și să fie atras eventual și presa pentru a explica, așa cum facem acum, dar și presa de altă natură să explice aceste domenii, procedee problematice care mai rămân încă valabile. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru discuțiile. Continuăm, dar în afara emisiei, doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Publica TV, urmează Media Publica, iar noi ne revedem mâine la Fabrica.